Unul dintre cei mai vechi liberali din județ este nemulțumit de măsura luată în cadrul ședinței interne. Dumitru Tăloi susține că sfârșitul PNL a început din momentul fuziunii cu PDL. PDL-ul sau numai pe organizații așa, nu mai retrage sprijinul politic. Eu din 94 sunt membru PNL-ului. Jumătate din biroul politic județean, dacă își adună anii de când sunt PNL-iști, nu fac câte ani eu, am 23 de ani în Partidul Național Liberal. Că vine fiecare cu ideile lui, cu aerele lui, cu... De când a venit aceea Vâlcearul și Barbu, desfințară organizația trecută, desfințară organizația Robinar. Deci ei n-au fost decât pe distrug, nu pe strângă oamenii în jurul. De aceeași părere este și Constantin Brănescu, președintele organizației din Țicleni. Ce m-a deranjat pe mine cel mai mult la decizia respectivă, că nu s-a ținut cont, având în vedere că nu a fost cazul numai meu, al meu de la Țicleni, având în vedere că a fost peste 40 de organizații în care scorul este sub media partidului de la județ. Ca număr de voturi ca și consilier local, eu ca persoană mă situez, cred că, în primii 10 consilieri ai partidului, care unul singur la Țicleni, un singur consilier local, le-am adus 170 de voturi. Cei doi primari solicită președintelui Dan Vâlceanu să suporte și el consecințele pierderii alegerilor, acesta afirmând că, dacă este nevoie, se va supune deciziei venite de la centru.